grioane, tot cele așa. Strâmbă e minunat, trebuie vorba dictonului antic, să stăm strâmb și să gândim sau să judecăm drept. Bună seara, suntem în Exact. direct pe pagina, pe profilul meu de Facebook, n-am avut timp să mai fac alte setări, dar înregistrez ca să public asta și pe YouTube. Discutăm cu activista civică și politiciana începătoare Tamara Rotaru, aleasă locală, consilieră locală în satul Burlac, un satul, nu știu dacă e satul dumneavoastră de Baștină, dar acolo v-ați manifestat și ca învățătoare și ca, ziceți că ați lucrat în anii trecuți secretară la primărie. Acum sunteți aleasă locală independentă, consilier local independent. 50 de oameni au semnat pentru dumneavoastră ca să puteți candida și după aceea 50 de oameni v-au votat și asta a fost suficient ca să ajungeți una din câți? 11 aleși locali din Consiliul Burlacu? Sau Da. 13? 11. 11. 11, pentru că satul e mic, înțeleg. Dar iată că s-au întâmplat niște tensiuni ultima vreme, niște conflicte, din cauza cărora unii amenință că își dau demisia, unii propun chiar să se desființeze, să se dizolve Consiliul Local și să organizeze alegeri repetate. Iar un consilier, înțeleg că la ședința de ieri sau de azi, chiar și-a prezentat demisia. Vreți, vă rugăm să ne explicați de unde a pornit și de ce s-a ajuns aici? Eu vă salut, bună seara. Și eu sunt nedumerită de situația în care ne-am pomenit noi în Consiliul Sătesc Burlacu. Dacă prima ședință, după ce am fost numiți noi prin hotărârea judecătoriei Catul, a fost stabilit în decembrie, chiar nu pot să vă zic cu certitudine când a fost stabilită ședința. La prima ședință eu am întârziat, recunosc, pentru că eram la Cahul, nu țin minte, ori am avut eu o programare la medic, ceva, dar am întârziat și când am ajuns, ei îmi spuneau, păi, dar dumneavoastră trebuia să purtați, deci să conduceți prima ședință, că pretind să cel mai vârstnic consilier. Am ajuns eu la această ședință cu undeva vreo 30 de minute. Era stabilită pentru ora 15 și eu am ajuns la 15:30. Așa, poate plus minus. Și țin minte că țineam la legătură cu Andrei Ghidion și spuneam, uite Andrei, că am 15 minute, iată, eu sunt la poda Tartaul. Deci rugam ca să rețină. Dar el îmi spune că nu, tu totuși am insistat că nu aveau când să aștepte consilierii și deci până la urmă am înțeles că insistența mare a fost din partea Eleniei Lelică, consilier și ea de la Partidul Comuniștilor. Eu am tăcut din gură când am ajuns la... Deci mi s-a explicat despre... Mi s-au oferit careva foi atunci și respectiv și eu am dat să felicit și primarul cu ales în nouă funcție și consilierii. Eu atunci ți-a rămas mișcată în sine că ea a fost cea care s-a sculat de pe scaun și e gata, nu mai are să mai asculta toate de este ea niște mărunțișuri, e de este ea care așa, și eu plecat. Astfel s-a răzlițit, s-au dispărțit toți, eu, bine, atât a fost, ni s-a explicat. După ce următoarea ședință a fost numită în martie, 10 martie, înainte de pandemie. Atunci a fost invitat președintele Consiliului Cahul, domnul Cenușă. Și la acea ședință eu, evident, era dare de seamă. La acea ședință eu am adresat careva întrebări care nu mi erau cunoscute, nu mi erau clare. Respectiv, Lelica Elena, chiar în prezența polițistului care și el își dăduse atunci darea de seamă, iarăși a aruncat o replică de gen că mă bag ca Leoșteanu în borș sau unde m-aș mai găsit și eu, știți? Nu deodată i-a aruncat replică lui Ghidion Andrei, atunci a fost președinte al ședinței Ghidion Andrei. Ghidion Andrei, din câte eu țin minte, mi-a oferit cuvântul, eu n-am luat cuvântul, adică fără ca să nu ne ofere posibilitatea. Tot atunci, ea, în mod abuziv, arogant, de ce Andrei Ghidion nu-mi face președintele ședinței atunci, al ședinței al Consiliului,
Deci el nu face nici observație. El îi spune că toți toți consilierii au dreptul la replică, au dreptul să se expună, să fie claritate, să se facă claritate. El a luat-o iarăși ca jignire, ca obidă. A mai trecut și peste aceasta. A, despre asta eu am sesizat la poliție. Of, mare indignare, cum că de ce eu am sesizat poliția. Da, pentru mine a fost intimidare, am avut înregistrare audio, pentru că altfel ca eu să am o probă oricare, trebuia să mă asigur că ei sunt de la partid, ei mai sunt încă au fost în precedentele Consiliei, dar eu una așa babă de scurcăraţă să mă apăr cumva. Pentru că eu am văzut că ea pune presiune pe mine. Dar tot îi dădeam, mai dădeam pașii. Ei, și iată așa au trecut. Când acum recent am avut, chiar vineri am avut ședințele, adică consultări în comisii, le-am făcut în comun cu toți consilierii, Lelica, Elena, pune la cale. Haideți să vedem și facem cu rotarul. Eu la fel am înregistrare audio. Ce-i să faci? Să te demitim. Ok. Și eu atât timp. Deci eu până la urmă am vrut să ies de acolo și chiar m-am ridicat ca să ies de acolo. Primarul și el cam o lecuță că s-o rățuit și așa de aici, că noi facem așa. Deci asta, pe acest caz eu tot am rămas indignat. Am sunat ca acum la doamna Dorina Boghean, care este specialist la Consiliul Raional în problemele consiliilor sătești. El mă știu pe mine că de când lucram eu în anii 81-85 la am fost secretar al Sovietului Sătesc. Eu, știți că, doamna Tamara, dumneavoastră că aș fost pedagog, ce nu știți că e așa, dumneavoastră aveți atâta capacitate și atâta cultură și ați putea plana altfel. Bine, hai mai tăcut din gură, hai mai pun masca, mai râd pe sub mască, nu poți, dragă. Ieri, la ședința Consiliului, ea, deci, a fost propusă să fie, de fapt, cineva spuneau că și pe mine m-au propus, eu n-am luat seama, că a fost așa cam un puțin o nedumerire, că Andrei Ghidion, am zărit, Andrei Ghidion, el se de mult spunea, că da, eu o să lepă, eu o să plec, cum, Andrei, că tu și atât ai contribuit, dar el a contribuit foarte mult, el e a treilea mandat sau al patrulea, foarte mult a contribuit la dezvoltarea societății, prin ajutoare, prin ONG-uri, eu îmi pare rău că el a depus totuși mandatul de consilier. Și l-a depus de atât că consideră că este un consiliu nefuncțional, un consiliu care se răzbună. Când ieri, ea fiind președinte al ședinței Consiliului, Andrei Icai o corectează la o expresie, că el este tot pedagog de informatică și fizică. Și doar la o frază, la un cuvânt acolo, ea respectiv îi spune că eu știu și pe mine n-a să mă corinteze cineva, dar cineva. Tot lucrul ăsta se aude, adică această frază o aude, pentru că Ghidion a decis și a înregistrat ieri online ședința Consiliului. Totodată era și o doamnă de Mergi Galina care cerere, dar o înregistrat și ea și era gata să mă iei tot cu cameră. Așa tare să se băga să vadă ce am spune eu, pentru că noi în Comisia Administrativă am fost la fața locului, ea are o problemă acolo, să revină cu așa problema plantării unor copaci ilegal în spațiu public. Deci iată care a fost motivul, pentru că Andrei Ghidion ieri a fost ofensat public, adică ședința se transmitea live și ea respectiv, deci o așa ofensă. Și încă de una zi, când propuneau ei vineri, când propuneau să vadă și soarta mea, îi spune lui Ghidion, păi Andrei, zici tu ceva, numai nu-ți faci. Asta e Andrei, se uită așa la dânsa ta și din gură, că e un băiat calculat, nu sare el așa cu vorbile în vânt. Știți, și deci iată care a fost motivul că el azi îmi spune și doamna Tamara, de eu dimineața am fost și am depus mandat. Cum așa, Andrei? Dar am făcut lucru bun cu Andrei, am mers pe Strada Unirii, am făcut consultare cu cetățenii, i-am mobilizat. Apropo, cetățenii știau, lumea a aflat din sat că el a depus mandatul și astăzi cred că m-au sunat și mi-au scris în privat
ia că am să număr, cred că mai mult de 50, doamna Tamara, dar cred că dumneavoastră încă nu aveți așa îndrăzneală să părăsiți Consiliul. Zic, nu, eu, deci am fost aleasă de către cetățeni și atât timp cât eu sunt aleasă de voi, a să vă reprezint interesele. Dar dumneavoastră ați văzut registrarea video, live? Eu am privit și acum, iată, o expun, o arăt lumii, dar e relevant, na. Se întâmplă așa în fiecare consiliu local, nu? Tensiuni, neînțelegeri. Dar nu știu eu, dar noi suntem 11 consilieri care ar trebui să lăsăm orgoliile. Da, eu nu înțeleg de unde atâta ur în persoană dată și de ani buni. Eu i-am dat tot pașii, i-am dat pașii. Vă spuneam prima dată, un scris plângeri comune și spunea niște chestii că nu mi-e rușine să spun acum ce scria ea. Eu așa am lăsat-o, Dumnezeu puțin tot așa ziceam. Pentru că ieri la Consiliu n-am înțeles de ce era și o pretensă plângere scrisă de Dirmenge Galina adresată cuiva lui Sergiu Reniță la Cahul. Eu n-am cunoscut, deci am cerut și eu să, dreptul la replică. I-am spus că eu vorbesc cu consiliere. Bine, dar eu cine sunt? Eu vorbesc cu consiliere, zic, da, și eu de la mănăstire și eu sfântă și am venit la consiliu, nu din așa, și iată cam așa, dar eu nu depun mandatul. Poate că asta și-și doresc, nu? Că altfel n-au cum să vă lipsească de mandat, decât dacă se face un referendum local, îmi pare că, sau nu sunt sigur despre consilieri, despre primari știu sigur că pot să le retragi mandatul printr-un referendum de rechemare din funcție. Și îmi pare că trebuie să voteze mai mulți oameni decât l-au numit. Nu cred eu în asta, pentru că, vă dați seama, eu iarăși m-am asigurat cu registrarea audio, pentru că chiar asta e unica proba mea prin care eu pot confirma. E ieri mă învinuiește că eu am numit tot proastă. Dar, permis, eu v-am trimis dumneavoastră acea discuție dintre noi în care ea spune, eu îți vorbesc așa, cu mintea mea proastă și cu limba mea proastă, eu, bine că eram cu masca. Eu, da, oricum n-ai fi, dar să vorbești așa, să te exprimi, să afirmi, atunci spuneți-ne, noi înseamnă că nu putem să colaborăm când cineva spune că el este așa. Eu nu știu, poate să fie și comentarii, lasă lumea să dea, dumneavoastră publicați măcar fragmentul ăsta. Eu, practic, dar omul celor care și-a dat demisie, el ce nu știa ce se întâmplă în politică, în consiliu, ce nu venea pe la ședință să se vadă cum se întâmplă, ce așa surprins a fost că e atitudine ostilă și... Da, eu v-am relatat, deci el, vă zic, nu-i primul mandat. Nu-i la primul mandat, deci a mai fost în ședință chiar ca membru, ca consilier, nu? Da, ca consilier. Dar ideea care? Pentru că din așa încă Lilica ieri spune că Ghideonul învață pe doamna Rotaru, învață pe Rotaru, dar nici pe Rotaru, oameni buni, eu sunt învățată, dacă vreți să vă învăț pe voi. Deci el a fost acuzat până la mădva osului și el zice, da, deși eu trebuie să mă duc acolo și cineva să mă muște, să mă blameze, să mă înjosească, măi, și chiar dacă am făcut o mică observație acolo, putea să se repară și gata, am mers înainte. Dar nu, să mă corecteze cineva, da, cineva. Că eu am nouă clasă și am și universitate. Dar eu nu spun că am și eu tot la fel am. Dar problema, iată care a fost salvarea, că dacă Andrei, când a instalat camera și a spus că și a anunțat că va fi transmisiune live, s-au mai temperat spiritele. Dar oricum, Lelica Elena totuși nu a avut capacitatea să demonstreze măcar atunci când o vede o lume întreagă. Plus asta,
se spunea una, se vorbea alta, se cerea, se înainta altceva. Asta am văzut și eu. M-am rămas puțin și eu dezamăgit în felul cum s-a produs această și s-a condus această ședință. Da, Andrei, ăsta e de la vreun partid, că numai dumneavoastră sunteți independentă, nu? Da, numai eu sunt. Da, el e de la PAS. Apoi în locul lui o să vină alt deputat și nu are de suferit Consiliul până când, decât dacă întârzie mult, eu știu, Cecu sau cine trebuie să numească următorul. Cred că în mod sigur este la rând următorul consilier de pe lista tot a PAS. Nu cred că PAS nu mai are candidat. Ca, cum se Da. zice, consilieri supleanți, nu? Nu, ei, pare mi se pe listă, ei mai au cineva, dar din câte am înțeles, următorul care apare după listă este Diana Parciu. Și respectiv domnul ei spune ea, nu vrea pentru că ea la fel este pedagog, fata nu lucrează, Nu-i problemă, vine următorul după ea. dar ea e liniștită la caracterul ei și zice, de cât eu am văzut ce se face acolo și nu vreau eu să-mi pierd nervii. Și încă mai este un consilier la fel, undeva e a cincilea mandat, dacă nu greșesc, încă era și prin anii 81-85, Starciuc Vasile, care la fel pretind să ar fi indignat și el că iată că mă sună și îi spun pe la curaj tău, văd, că de ce noi spunem, de ce noi vorbim pe eu. Tot nu pot să fiu, să stau chiar cineva să măsoare puterile morale. Da, dar ce să-i faci? Așa e cu democrația, libertatea de exprimare. Trebuie transmisă în direct, oamenii poate să vină și să se intereseze, poate să pună întrebări incomode. Da, eu Dacă sunt de vezi că nu poți, n-ai rezistat niciun an consilier, înseamnă că nu ești bun pentru politică. Cu atât mai mult nu o să poți face față în politica mare, dacă în Consiliul Local nu poți. Oho, avem 18 comentarii. mai buni și mai răli? Probabil. Pro-responsabilitate pentru românii care nu își fac idol din președinți politruci. Nu cred că omul vorbește la temă. A, 18 comentarii. Asta e Maria Marusi care a pus vreo 10 like-uri. Na, dar noi așteptăm comentarii. De ce nu publicați video făcut de dumneavoastră, doamna Rotaru? Carolina Dermenjine reproșează. Vă rog să-mi răspundeți. Care video l-ați făcut dumneavoastră, doamnă Rotaru? Că tot ce ați filmat ne-ați cam dat și am publicat, nu? Sau aveți ceva secret? Da, nu. Ieri eu m-am asigurat și am făcut o secvență micuță de vreo Din 2-3. ședință. Da, poate dacă sunt vreo 30 de secunde. M-am asigurat să filmez cum respectiva Dermingi registra. Dar ea nu registra, văd că a transmis o oră în direct, adică cam toată ședința, nu? Sau a durat mai mult? Nici nu m-am speriat, absolut deloc nu m-am speriat. Adică ce poate să apară altceva în video-ul noastră decât ce apare la ea? Da. Deci la ea apare imaginea mea așa și centrată direct pe mine. Nu e Direct pe mine. adevărat, nu vă privește chiar tot timpul pe dumneavoastră. Dar ați văzut când se apropie peste masă cu camera, nu mi se mai ia tot cu mască. Și care e problema? E foarte bine că purtați mască, chiar nu înțeleg de ce ceilalți țin mâneștele sub barbă sau nu au mască deloc. Nu i-a obligat primarul, n-ați insistat că asta e încălcare de lege să vii în ședințe, în spațiu închis, fără mască. Văd că chiar și băiatul cu camera ăsta care și-a dat demisia, Andreica, tot e fără mască. Și asta Nu, e băiatul ilegal. Iar oamenii are. care stau din sală, spectatori veniți din sat, îs cu masca pe barbă. Degeaba o mai ții dacă o porți pe barbă. Din contra, de pe barbă poți să-ți iei virus și să-i bagi în gură. Deci total irresponsabili oamenii de la Burlacu. Și vă Andrei, mirați, și vă mirați că suntem pe primul loc în Europa după numărul de infectări. Ori Dodon, ori poporul, suntem cam într-o minte, ne merităm soarta. eu am fost cu mască Dar dumneavoastră deoarece felicitări și bravo, da, corect, responsabil. ea nu mă lăuda stare. Eu am Și-a fost pat cu mască. scos-o, da? Nu, am fost eu permanent. Deci eu am mâncat niște cireși înghețate și mi-a înghețat gâtul și de atât.
Nu, dar oricum, răcită, nerăcită, toată lumea trebuie să poarte măști, pentru că sunteți în spațiu închis. Și pentru că sunteți mulți, aglomerați. N-aveați voie să stați atât de aproape unul de altul. Deci ați încălcat o grămadă de norme cu ședința asta și iată videoul de la Madame Dermenji, e dovadă, ar putea să vină acum poliția să vă amendeze pe toți, inclusiv pe primar. Nu-i de Numai. țocăit, nu-i de țocăit pentru că o să transformați primăria sau satul într-un focar și o să vă închidă în carantină. Și nu o să fluturați din cap așa, dar o stați în casă pentru că vă închis pe 2 săptămâni în carantină. Nu o să puteți ieși la Cahul, nu o să puteți merge la proteste la Chișinău, că am înțeles că mergeți la proteste. Și o să demonstrați că sunteți cam irresponsabili. Dar Noi acum. bine, în Moldova orice trece, iată și Dodon vine de la Moscova și nu intră în carantină. Am înțeles că fiul lui Chicu vrea să facă nuntă acum de ziua independenței sau a doua zi și vin oameni cu avionul din Marea Britanie și că nu o să intre în carantină. Deci în Moldova e posibil orice, dar să nu vă mirați că fiecare al doilea va fi infectat și 5% vor muri. Și că nimeni nu o să vă permită să ieșiți din țara aceea, pentru că nimeni nu o să vrea să se atingă de voi, că o să fiți ca ciumați, o să fiți ca într-un leprozoriu acolo. Uf. Ascultă-mă, da. Promovezi Libertatea de dacă exprimare și pluralismul de opinii. ce? Diversitatea, pluralismul de opinii, libertatea de exprimare. Și dumneata tot promovezi, că suntem colegi în Hyde Park, de vreun an, Da. nu? Sau de când ești cu noi? Da, din Este. toamna trecută. Da. Aproape un Eram an. aici. Nu, eu vă zic referitor la Partidul Verde. A, da. Haideți, dacă dumneavoastră ați privit de la început care a fost pretext, care a fost prima întrebare de la Consiliul la ședința de ieri. Această Explicați ce a domnie. fost. Femeia aceea a plantat niște verdeață, niște pomi, niște copaci în spațiul public, dar în fața gardului ei. Și acum vrea să-i legalizați fapta asta, nu? Ce a cerut? Ca să-i permiteți să planteze copaci, când ea, de fapt, i-a și plantat deja. Și a plantat ilegal. Da, bine, da, dar a făcut o faptă bună, nu? Că a înverzit plaiul și a făcut frumos. Ei sunt plantați sub gardul unui alt proprietar care îi îngrădește și accesul în grădină. Ok, dar el ce vrea acces pe tot perimetrul să-și facă o portiță, să mute 2-3 copaci de acolo să-și facă o portiță, sau... Păi ea ca tocmai că ea plantează chiar acolo și adică nu este vorba că să-i permite. În primul rând copaci care sunt alcâni, care ajung până și la firul de telefon și de curent electric, dacă nu greșesc ceva, sunt niște firii, niște cabluri acolo. Eu nu mă dau durerea. Ei grav încurcă, dar ca să Păi să planteze. intervină Moltelecomul, să intervină Fenosa sau pe cine aveți acolo transportator de curent electric. La mine au venit și au tăiat nuci, dar nuci îți protejați de legea nucului. Și pe tot perimetrul au tăiat nuci, fără ca să ne întrebe pe noi. Au venit și am găsit copacii tăiați în jumătate, cu roadă, cu tot. Eu sunt de acord, dar atunci când noi, în calitate de membri al Comisiei Administrative, am mers la fața locului, am încercat să vorbim cu dumneiei mai omenește. N-aveți cuvinte, n-am cuvinte să exprim. Eu am atâtea registrări audio și video că ea numește consilierii urât, înțelegeți? Un recurs până la cuvinte injurioase. Cine, Și Madame asta Dermenji? da. Și deci ieri, în calitate de membru al Comisiei Administrative, iarăși nu am putut să mă expun la problema dată, deoarece Lilică Elena, ea era cu trenul, ea era cu mâna pe buton. Am stat și eu așa m-am mai râs sub mască, da, mă, Dumnezeu cu dânsa. Lumea să vadă ce poate face ea. Posibil ea din invidie, pentru că eu spuneam primarul, dacă s-ar implica mai mulți consilieri la nivel de sat, cum nu m-aș lăuda și eu m-am implicat, Andrei Ghidion Starciuc, Victor Dimicenco, Maxim Popov, pe care îi acuză că și așa de cum asta are. Deci sunt doi elevi de ai elevii ai școlii, nu ai liceului nostru. Sunt consilieri. E acuză că și așa sunt sub taripa mea. Eu vă spun, eu nu știu, ea cred că ar trebui să se Îi plimbe cu propunem,
Carolinei Dermenji să intre cu noi în discuție și să dea replici dacă e de acord. E adevărat că ora e cam târzie, aproape miezul nopții, dar dacă vrea pot să o sun, să-mi dea un semn, un mesaj privat sau să scrie un comentariu și pot să o invit în discuția asta să dea replici. Că ea cere explicații, nu știu, de ce nu publicați video ce ăla sau... Na. Ce, poate să, ce putem să aflăm din video ce ăla? Este fiica Galinei. Ah, am înțeles. Ah, nu e chiar cea care a filmat, dar e fiica ei. Fiica ei, am da, înțeles. Da, da, nu, atunci pe fiica ei noi o băgăm în seamă pentru că nu știm, nu știe ce se întâmplă acolo. Da. Nu știu, știu de bine. Știi că era și ea în sat? Da, da, da. Uh-huh. Și la ședință a fost. Eu am să vă trimesc și dumneavoastră și acel video, că sunt undeva vreo, dacă 30 de secunde, foarte mic video. Adică ea află, vrea să afle de la mine, dar ce-a făcut ea și unde prezintă datele care le-a filmat ea fără acordul meu. Poate vrea să o vadă pe mama la televizor. Poți, că mama apără, rămâne după cadru, dar ea vrea să o vadă în cadru. Am înțeles, e clar. Vine și ei, cum îmi spun mie. Bun, deci situația e tensionată acolo, dar nu credeți că o să ajungă la dizolvarea Consiliului sau la eu respect alungarea cuiva din sat, cum auzeam pe la Iedineț, da, că se discuta în Consiliu, să-l alunge pe un om din sat că îi deranjează. Aici nu cred că e cazul, nu? Nu, e tot, nu, măcar că am așa vârsta frumoasă, dar nu, eu sunt eu. Terul la mine e mai dur. Și nici n-am motiv. Pentru că nici n-am avut eu ca scop să... Dar asta e că, știți, nu le place lor alt fel de gândire. Nu știu și îi place. Că... Dar până într-atâta să înjosești, să pui la cale și facem cu rotarul, că nu se mai poate, că a venit poliția. Păi, eu m-am dus la primărie, nu la cheremul cuiva sau dacă am intrat eu în primărie. Dar pentru ce ați denunțat-o la poliție? Dar v-am spus, pentru... Adică, șicane și hărțuieri. Hărțuire, da, și șicanare, cum mi-a spus dumneavoastră. Și a doua oară și m-am mai depus cu plângeri la procuratură, pentru că ea trebuie să se învețe. Și i-am zis că vei merge în instanță atât cât eu îți voi oferi șansa. Ok, dar să nu fie și abuz, adică să nu folosiți drepturile astea abuziv. Știți că răspundeți penal pentru denunțuri false. Știu, dar eu am probe. Ok. Eu nu mă pot spune om așa ca boala de omul sănătos. Asta n-ar putea să descurajeze oamenii să participe în viața politică, să implice chiar ei drept consilieri sau să nu mai vrea să iasă la vot, scârbiți de intrigile astea din politică? Și așa s-ar putea, pentru că nu e normal. Ea pune prin asta, ea ponegrește întreg Partidul Comunist, părerea mea. A, ea e consilieră comunistă? Da. Uh-huh. Părerea mea. Hai să ne respectăm. Da, băiatul ăsta de la PAS, care la 4-lea mandat și acum pleacă pentru că au început certurile, el ce demonstrează mai mult curaj, PAS-ul vine din opoziție, parcă vrea să facă schimbarea și se comportă ca o mironosiță sau ca un... Oleg, ca o păpădie, cum să zice. Oleg, eu spun că încă de la prima ședință, când am întârziat eu atunci, el de atunci a spus, zici că nu, dar eu cred că n-am să uite și s-o petrecut astăzi. Deci doar eu le spun, oameni buni, iată e acolo. O să categoric că era ca să aștepte, categoric. Ei, nu, dar dacă ai întârziat la ședință, poate că aveau dreptate, adică cât poți să aștepți un consilier? Îl alegi pe cel mai în vârstă, care e prezent în ședință, dar nu îl numești pe cel mai în vârstă, dar care nu e la ședință. Nu, eu vezi, procedura chiar nu știam și nici nu acoș, nici nu mă supăr. Ei, cum ați fost consilier local și nu știați procedura? Sau în timp sovietic nici nu exista așa ceva, totul era centralizat și decis de un singur partid, da, era altfel. Da, da. Tu și făceam hotărârile în limba rusă. Da, e greu cu democrația, dar fără democrație nu există. E foarte bine că se transmite în direct, e bine să existe alternative, că dacă dispare la unul să aveți martor, ca să zic așa, alternativ la altul și felicitări, sunteți pe calea cea bună. Chiar, și dacă vă ceartă și vă
se înhăitează toți împotriva dumneavoastră, încă un semn că sunteți pe calea cea bună, înseamnă că faceți chestii sau spuneți lucruri adevărate, care dor, care deranjează. Și e minunat. Așa trebuie să fie un consilier și independent și de la partid. Da, bine, de regulă cei de la partid ascultă indicațiile de la Chișinău, de la liderii partidelor și nu prea acționează în interesul lor sau interesul oamenilor. Nu, nici nu pot să mă schimb și când am candidat, nu am dorit să candidez de la un partid, zic eu, voi merge în alegeri. Încă și, adică Elena mă acuză că eu știu că te-a ales, că nu ți-am dus eu două voturi și te-ai dus pe la Cracuș, pe la Chișinău și te-o da voi că s-o sătura toți de tine. Parcă eu m-am dus plosca pe la... Dar ce-a fost așa ceva? Nu vă recunoșteau mandatul? Nu, sau? Eu v-am zis atunci când eu am prezentat listele susținătorilor. A, semnături, nu voturi. Da, păi da, de asta m-a acuzat. A, am înțeles. Sincer vă zic, absolut nu vreau să bârfiesc, nu-i tipul meu, n-am eu bârfitori, n-am stat la mesageri, la... Dar acum, iată, momentul acesta cu persoana Lilică chiar m-a făcut să fac public așa ceva. Nu pot să accept atâta învinuiri pe nedrept. Astea sunt calumnii, sunt falsuri. Mă mai acuză precum că au părăsit, chiar de la prima ședință, eu când am ajuns la, sau la prima sală, la a doua ședință, îmi spune primarul, au depus mandatul Nichifuriac Natalia și Șavga Denis de la Partidul Democrat. De regulă, la prima ședință depun mandatele cei care sunt în conflict de interese, au vreo funcție pe lângă primărie și au de ales. Ori păstrează mandatul, ori rămân cu funcție remunerată. Și atunci oamenii, pentru că aveți un onorariu mic, cât primiți pentru ședință? Da, v-am spus că mic. Nu, pensia stabilită e 250. 250 pentru o ședință. Și aveți 3-4 ședințe pe lună și ieșiți cu 1000 de lei, deci nu e un salariu mare. Și atunci omul preferă să aibă un salariu de 3000 pe lună sau ceva de felul ăsta. Deci de la prima ședință care își dau demisia, nu-s din ăștia speriați ca Andrei Ghidion, îs dintre cei care sunt în conflict de interese și îi obligă legea să aleagă într-o lună. Nu știu, eu vă zic, motivul nu l-am citit de depunerea mandatului, nici nu m-am interesat, nici absolut a trecut pe lângă urechea mea, așa cum m-a trecut o frunză. Acum eu sunt acuzată de către Lelica Elena că pretens nu vine la ședința Consiliului următorul membru al Partidului Democrat, Certescu Natalia. Păi iarăși, tac, ce să fac? O acuzație, a doua, a treia, ea spune tare, ia că din pricina rorotală, tac, dă voie să... Dar cum din pricina noastră nu vine un consilier? Și consilierul nu are interes să-și reprezinte partidul, să-și reprezinte alegătorii, ci poate să invoce motivul ăsta, din cauza altui consilier nu vin la ședință, primitiv și ca la grădiniță. Da, eu vă spun, eu i-am dat pașii până în ultimul moment, i-am dat, am auzit... Acum o să stabilim din ce motiv. Dar cine conduce ședințele? Nu faceți prin rotație? Că am auzit în alte consilii, așa s-a stabilit și în ordine alfabetică, toată lumea pe rând ajunge președinte de ședință. La dumneavoastră o majoritate decide și alege tot timpul aceeași persoană, sau cum? Nu, tot se propune la fiecare ședință. Prima ședință a fost domnul Starciu, a doua, dacă eu mi-am mintesc, Ghidion Andrei în martie și asta a treia. Sau a mai avut una extraordinară, a fost domnul Cobzari. Deci nu se repetă. Pe rând s-ar putea să ajungeți toți în poziția asta. Da. Propunere așa din cât eu am înțeles. Și chiar domnul Cobzari, care prima dată a condus binișor, adică fiecare, toți ne învățăm, nu suntem așa. Dar să fie învinuit pe nedrept nu merge. Îi dau jos din spate și îi dau frumos jos.
Dau jos cu ajutorul unui avocat, cu ajutorul unui judecător. Da, Și poliția a răspuns la plângerile dumneavoastră. am primit chiar astăzi. Mâine voi fi la Cahul și cred că am să depun o cerere să iau cunoștință cu materialele și mai departe undă verde. Adică vă cheamă la audieri suplimentare și se decide Nu. sau cum? Sau v-au dat răspunsul ca omendatul sau ce? Sau au Deci nu. respins? Sau au respins? Nu este vorba de amendă, este vorba. Eu am decis că eu nu am fost audiată. Și poliția la noi așa de bine lucrează la Cahul, că eu până cui lăudam, dar acum am să-i scot iar înapoi zvioșdăcica. Ei nu m-au audiat pe mine. Și gata. Eu am făcut cunoștință cu materialele și știu ce să fac în instanță. Și le trimit pe poștă. Și gata. Dar răspunsul e că nu, faptele nu s-au confirmat sau ceva de felul ăsta, da? În una, da. Și în a doua, când Dirmingi Galina ne-a spus că voi sunteți un sat de nebuni, ea că și așa și arată cu mâna. V-am trimis video și la dumneavoastră. Probabil, dar în ce sens sunteți? Ea nu-i tot din satul acela? Nu, ea ne numește pe noi nebuni și consilieri și eu sunt o nebună că eu te strâng un sat de nebuni și le vorbesc prostii, prostii. Asta a fost luni sau când am avut noi ședința în consilii, în comisie, luni dimineață. Aici și fapt că din nedovedire nu știu ce treacă meargă. Bine, că eu tocmai acum târziu când am Păi fost dacă este acasă. înregistrarea, dacă sunt și martori, poliția trebuia să constate. Da. Deci Dar poate lucrează. zicea cu drag nebuni, că adică cutezători, curajoși. Ce? V-ați simțit ofensate, da? Dar cum așa mă tați și glumiești să folosim noi așa limbaj când am folosit eu așa limbaj? Nu, păi nu dumneata ai spus, ea a spus asta, nu? Da. Am înțeles. Da, dar de ce te-ai simțit ofensată? Că poate zicea cu drag nebun. Nu, că e acolo. Nebunatici. Nu, e, dacă nebunate, știți cum E mai, hai mai. altceva, da? Nu, aici nu, e strigă acolo, e țipă, cu un sat de nebuni. Și eu zic, cine e nebun? Tu ești nebună! Da, e cam vădită intenția de a ofensa. Și Da. poliția au zis că nu s-au confirmat, da? Ceva așa scrie, faci trimitere la articol 375, dar lăsați că asta e. Bunica avocatului. Ok, mulțumesc pentru relatare. Îmi pare rău pentru că să fiu acuzată pentru faptul că cetățenii îmi scriu în privat, mă sună, mă roagă să vedem ce e și cu gazul. Apropo, acolo eu am comis o greșeală, am zis Strada Unirii, dar Strada Unirii la noi, în Burlacu, că eu dacă am în satul nostru, dar în Burlacu Vechi, Strada Republicii, care eu trecut hăisa pe fața forțelor conducta de gaz, că se duci până la deputate. Și că n-am făcut-o cu rea voință, lasă știi chiar toate instituțiile, toate instanțele. Nu a fost primarul că n-a făcut nimic, dar să știi că mai sunt și consilieri care îi mai foiesc și pe dânsii. Nu așa să banii ăștia, cine știe ce a făcut cu dânsii din 2008-2010. Luați din gura copiilor. Asta ce sunt? Acțiuni legale. Apropo, mă sună și îmi spune, avem un sătuc la vreo 4 km cât din noi, cu asta vreo 100 și cât acolo aveam eu pe o foaie, 197. În satul Burlacu, ultimul recensământ, 1728 de locuitori și Sticoasa 197, un sătuc mic. Este o grădiniță cu câțiva copii, dacă nu puțini, adică cu curpa mică. Un club de cel de la Pozvanti cu podeaua de lemn și cu, nu știu, mai am eu mă tic, la 8 martie a fost acolo, poate voi trimite. Dar drumul se surpă, se spală de la ploi. El este la balanța ăsta a drumului Cahul. Și îmi spuneau, zice, dar noi venim până la punctul medical sau până la oficiul de poștă să plătim lumina, au de asta motoblocuri sau cum se numesc cu. Deci ne sar roțele în cap, dar chiar cu mașină. Și primarul știe, primarul le-a spus, au depus demersuri. Ce fac acolo la Cahul, eu nu știu la Cahul ăsta. Și el tot se indignează, că mi-a zis, dar le-am spus și să mă duc să dorm sub
pragul lor, pe ursul tușa lor, dar încă n-am ajuns să pun și uiacul. Ar fi interesant, dumneavoastră filmați, primarul protestează, se poate. Dar ce pată e pe tavan fix deasupra dumneavoastră? Curge, îi spart acoperișul primăriei? N-ați observat. Deci sunt alocați bani, pare mi se, pentru renovarea acoperișului și pentru construcția pistei, sau cum se numește, pentru invalizi. Rampa de acces. Rampa de acces. Sunt alocați banii ăștia, dar cred că cu pandemia asta, eu știu. Bine că Da. acveductul ați putut să-l faceți cu muncă voluntară, cu... De asta mulțumesc mult. Acum am înaintat și am prezentat demersul. Și ne-a părut rău. Domn primar, îmi spune, doamna Tamara, faceți demersul. El era verbal, era și trebuia să ciornă, era, trebuia să-l scriu. L-am scris pe curat, frumos, am indicat ce sumă am colectat, cum s-au implicat cetățenii. Am indicat că chiar s-au implicat cetățenii cei mai vârstnici, de 70, de 82, o mătușică care ea nu putea să meargă la ajutor, dar în schimb au făcut niște nalangâte acolo, știți, o bucățică de pâine care au servit oamenii și o bucățică de... Dar ce s-a stea la înghâte? Un fel de mâncare? Copt ceva? Plăcinte? Sau cu colăcei? Sau hulubaș? Nu, nu, nu. Făcute pe tăva cu ulei, cu ulei. Plăcinte. Nu, se toarnă cu lingura. Mai... Ah, cum sunt clătitele. Da, dar sunt mai grosuțe, sunt mai... N-am auzit niciodată. Interesant din ce limbă vin. N-a la înghâte. I-am zis așa, adică chiar și o bucată de pâine s-o dea, și pâine și brânză acolo pentru bărbații care munceau. Am trimis dumneavoastră ferite videouri cam să fac și cu... Mai avem la apă încă Dar am să... văzut că vă reproșați și colega ce e comunistă și primarul, că de ce vă ocupați dumneavoastră de toate astea. Se ocupă cine poate, cine are inițiativă, nu? Dacă nu se ocupă cine trebuie. Și nu le-am socotit, și nu le-am, nu le-am cerut socoteală. Și el, eu cred că a spus-o, că el până la urmă spune, eu zic, nu strigați, ce v-am făcut eu, da, eu nu strig, da, eu nu fac, parcă singur pe sine se contrazice. Eu bănuiesc, el este agitat de către cineva. Ei sunt Dar el de la ce partid e? Tot comunist cu femeia aceea? Independent. Primarul? Da. Și n-a fost niciodată de la niciun partid? Inițial a fost la pele de mie. Ok. Dar de ce e deranjat așa de singurul consilier independent din 10, din 11 și de inițiative? Se teme că îl eclipsați, cred că îi luați, că îl umbriți. Nu știu, dar poate și face el așa o imagine, dar n-am făcut-o cu rea voință. Na, poate că e timpul satul acela să fie conduși de femeie, așa că se relaxeze. N-avem alte comentarii și aproape miezul nopții, așa că am putea și să închidem, dacă nu v-ați adus aminte de altceva. Dar cred că sunteți pe calea cea bună. Așa e democrația, așa ar trebui să funcționeze un parlament local, cu tensiuni, dar cu soluții. Până la urmă, ce ați decis cu cererea Dermenji și grupul acela? Că era un grup acolo, nu? Am văzut că susțineau mai mulți, iată și femeia asta care stă în picioare, cu masca sub barbă, ea tot avea o pledoarie legat de copaci, de peretele acela din... Asta este cetățeana care ea îi îngrădește accesul în grădină. Ah, e partea adversă și ea zicea că trebuie scos copacii. Da. Și ce a decis până la urmă Consiliul? Adică să o oblige să-i replanteze, și i-am oferit spațiu pe malul râului Salcia. Departe de casa ei? Nu e atât de departe, nu. Adică se vede măcar de la gardul ei, se vede locul acela? Da, râul trece prin fața unor cetățeni care și așa îi pot uita, nu. Am înțeles. Ea categoric refuză, vă dați seama. Ea a vrut să-și înfrumusețeze gardul. Păi să-l înfrumusețezi chiar lângă gardul ei, dar nu eventual peste... în interior să planteze, da. Păi da, dar peste drum și sub, încă linie, sub cabluri, sub linia care mai sunt firele cele electrici sau de care ele sunt, să planteze încă salcâm, astfel să umbrească
adică proprietatea doamnei Băieșteanu. Eu așteptam. Apropo, am fost presupusă că ne-au dat smântână, brânză, că am fost la dânsa, are videocameră, filmează, dermenge pătincă până în fundul casei la Băieșteanu. E foarte multe ilegalități au comis și cred că ea o să fie trasă la răspundere. Videocameră o au instalată până în hăt departe, în grădina cetățeanului Și respectiv. credeți că nu e autorizată și asta e încălcarea Nu legii e autorizat. despre protecția datelor cu caracter personal? Nu e autorizat, pentru că ea și pe mine m-a filmat și în blacul. Eu... Ei, Ea nu dumneavoastră mă sunteți persoană publică, nu-i problemă, sau v-a filmat acasă, la dumneavoastră. Cineva spunea că a fost și acasă și au filmat și au fost și la primar, au fost primar tot să spunea ce ești gale, m-au filmat acasă, posibil și au fost acasă, că eu nu le-am văzut. Dar am auzit că ea se laudă, ea lucrează la grădiniță și arată angajaților că iată și faci rotarul, iată unde am prins-o, iată. Na, dacă aveți o probă, o dovadă, puteți să o denunțați organelor și pentru gardul cel verde, pentru să-l chimice, poate să ia și o amendă, nu? Chiar dacă intenția pare bună și fapta e bună, dar trebuie să fie legală. Ambele au fost amendate din câte spunea primarul și n-am înțeles chiar și plângere ce cu eu depus-o la cahol. Da, azi nu a fost nici primarul, nici secretar, am sunat. Dar aș fi și eu curioasă să văd despre ce și cu ce context e plângerea și ei pe mine depusă la calcul. Mi-a venit rândul. Vezi? Mi-a venit rândul, a depus plângere împotriva mea. Ei nu, dar poate fi vădit nefondată și poliția nici măcar să nu vă citeze. Dar nu de la poliție, pe la ecologie, nu știu unde. Sau la ecologie, da, poftim, da. Dacă se duci la... Nu, deloc, chiar absolut deloc. Bun. Deci asta e viața politică și de acolo, din consiliile locale, trebuie să apară politicienii de rang mare. De acolo trebuie să călească, să se ridice politicienii din parlament, din guvern, din consiliile județene. Sper să ajungem la județ, să nu mai rămânem cu raioanele astea veșnică, 33 de... Așa chiar am auzit că primarul chiar spunea că vor fi remanieri la administrație publică, cum se numește. Reduceri poate de angajați, dar eu zic să nu mai avem atâtea raioane, pentru că în fiecare raion avem câte un consiliu, câte un președinte cu mașini, cu grămadă de angajați. Și ei degeaba reduc angajații dacă nu reduc numărul de raioane. Și aici în România 40 de județe e prea mult, dar acolo în Moldova 33 de raioane e super mult. Nicăieri în Europa nu există atâtea subdiviziuni. Trebuie făcute 3 regiuni, nordul, centru și sudul, eventual lăsată Găgăuzia separată dacă insistă, și Chișinău, da? 4 regiuni să existe. Și eventual vreo 40 de primării. Noi avem aproape 1000 de primării câte avem acum în Republica Moldova. În mod sigur, bugetul primăriei Burlacu nu se susține cu banii încasați din impozite. În mod sigur, aveți subvenții de la guvern. Da, sincer, sunt de acord aici cu dumneavoastră. Nu departe de noi avem un sătuc, Lopățica. Face parte din primăria, din comuna Burlacu, nu? Nu, independent. Are primăria lui, da? Da. Vă dați seama și, într-adevăr, primarul era indignat. Cum așa, uitați-vă, un sătuc atât de mic, o grădiniță mică, școală puțin. Deci tot aceeași leaf, aici aleargă roșăște papușii și tot, el de știu că de asta se indigna. Dar pe lângă Chișinău este la Condrița, un sat cu 600 de alegători, vă dați seama? Și faci parte din municipiu și vine primarul la ședințele municipale, la Consiliul Municipal și tot așa. Și a fost ales cu 190 de voturi, primarul. Deci de ce să nimerăm că dumneavoastră consilier ați fost alesă cu 50 de voturi, dar cu un primar cu 190 a luat. Ei, și încă să mai pun la vot cum am fost eu. Asta e secret, e misterios, eu am fost aleas. Asta e, trebuie să o întrebăm numai pe Lelică. Da, ea știe cum a votat sătenii. Nu era vot secret acolo. Treceau pe la ea și îi raportau. Câte secții de votare aveți în sat? Cred că una, două. Două, că avem și sticoasa. Mare, da.
Ah, care e satul cel aspicoasă, are secția lui mică. Da. Ok. Apropo, acum am... Uf, am numit membrii pentru comisiile electorale. Am întărit. Pentru acele prezidențiale. Da, da. Bine, probabil învățători sau cine? Sau funcționari de la primărie? Care au mai fost, dacă nu greșesc? Da, dar de Care au mai profesie ce sunt? Să angajați pe la primărie cam toți, nu? Nu, adică avem asistent socială, un sticloasa era din câte eu am, și apoi mai sunt, avem directorul casei de cultură, mai avem Tot e salariat al primăriei. da, un deținător al gospodăriei țărănești, o fetiță Ah, cu deci un fermier, un întreprinzător, ok. da, Bun. nu, eu vă spun, la noi satul e viu, îmi place, vă zic, e viu satul. Se vede că forfotește chiar din Consiliu. Și unora nu le place forfota asta. Au vrut mai liniștit, așa, mai ușor de prins pești, probabil. În Nu, băltoace. eu, caracterul meu e mai domol, adică Da, știu să... se vede, domol, dar fierbe acolo Consiliu din cauza dumitale. Na, din cauza, nu repet și eu ce zic ei, da? Cu participarea dumitale. Dar bine, așa trebuie, că altfel se mocirlește, se mlăștinește și miroase urât. Lasă fiarbă să se miște, lasă să vină altul în locul lui Ghidion, lasă-și dea demisia cine mai slab de înger și-i deranjat acolo. Dumneavoastră sper că nu vă dați demisia, că n-are cine vine în locul dumneavoastră. Tot unul de la partid o să ia vreun loc, poate chiar unul de la Partidul Comunist. Câți comuniști sunt în Consiliu? Unu. A, numai unul. Nu cred că era fix la limită, dar nu se știe, adică poate fi pentru o minune exact să mai obțin un mandat dacă demisionează. Eu vă zic, am fost apelată astăzi și telefonic, și scris în privat, și asta, și doamna Tamara Mata, și eu nu cedau, nu cedez, eu nu cedez, eu nu depun mandatul. Potențiale alegători ai dumneavoastră, da, că nu știți cine v-a votat, probabil tot acei care au semnat, dar poate fi și invers. Șanții, vă zic, zice, noi apreciem curajul dumneavoastră și ei și poftim la simpli și toți, doar nu mă implic personal pentru mine. Nu mă implic pentru mine, nu fac pentru mine. Și nu-i acuz, dar, apropo, eu n-am văzut încă acțiuni concrete din partea Elenei Lelică, din ceea ce spun eu din partea lui Andrei Ghidion, îmi pare rău, pentru că el foarte mult a contribuit, vă zic. Chiar îmi pare rău. Chiar și Starciuc, așa de mult a contribuit Poate că e el, da? mai bine, acum neavând funcție, o să vină la ședință rece și o să transmită în direct și o să filmeze, o să documenteze, o să ia atitudine, nu o să mai fie consilier și în locul lui poate o să vină vreo femeie curajoasă. Bun, mulțumesc foarte mult pentru relatare aproape de miezul nopții și cam târziu și mâine e zi de lucru. Mulțumim tuturor celor care ne-au privit, care vor da like și share, comentați. Dacă o să fie vreo întrebare pentru doamna Rotaru, o să i-o transmit sau poate o să vadă chiar ea că uneori privește mai mult decât mine transmisiunile noastre în direct sau înregistrările, interviurile. Seară bună! Cele bune.